Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. V-aș mai spune și alte lucruri, dar avem o emisiune în fața noastră. E episodul 15, sezonul 3, Zodia Asigurărilor. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm în Zodia Taurului, o zodie cunoscută pentru capacitatea ei de muncă, dar și pentru slăbiciunile celor născuți în ea. Am să vă spun niște lucruri mai puțin plăcute despre tauri. Sunt materialiști, meschini, încăpățânați și foarte posesivi. Dar au și o serie de calități care îi scot clar în evidență. Sunt serioși, sunt generoși, sunt foarte generoși, sunt răbdători și sunt modești. Fiți și dumneavoastră generoși și puneți pe butonul 1 al telecomenzii canal 33. Nu de alta, dar să ne găsiți mai ușor. Iar dacă vreți să revedeți emisiunile care v-au plăcut, cum o să fie și emisiunea aceasta, eu v-aș sugera să vă abonați gratuit pe YouTube. Ne apropiem de 150.000 de abonați, așa că veți fi într-o companie foarte plăcută. Tema emisiunii de astăzi este banii sau viața. Ce alegem? Românii aleg preponderent banii și îi cheltuie. Ceea ce privește viața, ei o consideră că este mai plăcută pentru că au bani de cheltuit. Ce se întâmplă însă când se produc niște riscuri, se produc niște nenorociri? Când apare un accident, când apare o incapacitate de muncă, când apare un deces, familia rămâne fără o sursă de venit. Iar dacă vorbim despre incapacitate de muncă temporară sau definitivă, nu numai că dispare o sursă de venit, dar se mai întâmplă un lucru. Familia are niște costuri în plus. Ca să nu mai vorbim că atunci când te duci la spital, că e privat, că este de stat, oricum există o cheltuială. Adesea spun cam așa, românii preferă, oare de ce ne iubim mai mult tabla mașinilor și cărămizile caselor decât propria viață și sănătate? Pentru că asta fac românii. Își asigură întâi mașina, pe urmă casa, pe urmă viața și, dacă le mai rămâne timp, sănătatea. Time is money, da? Invitații mei de astăzi sunt doi specialiști în domeniu. Lângă mine este Dan Cristescu, member of the board, adică membru al boardului, al unui broker de reasigurare foarte dinamic și foarte inventiv și cu foarte multe proiecte pe piață. Iar lângă el este Cătălin Boiceanu, director general adjunct al aceluiași broker. Noi pronunțăm numele, că oricum lumea vă știe, vă cunoaște și vă apreciază. Temele de discuție le-ați auzit. Există pe piața românească, există în România, un deficit de asigurare. Asta este diferența între câți bani avem acum și câți bani ar fi nevoie să avem dacă ni se întâmplă niște lucruri. Și acest deficit este enorm. Iar el ar putea să fie compensat cu o simplă asigurare de viață, care de cele mai multe ori costă mult mai puțin decât o asigurare auto, obligatorie sau facultativă. Așa este. Hai să începem, Cătălin Boiceanu, cu ce este de fapt o asigurare de viață. La ce ne ajută ea? Dar hai să începem întâi cu ce este. Asigurările de viață pot fi enumerate și clasificate în mai multe feluri. Eu n-aș vrea să intru în zona tehnică, pentru că ne adresăm publicului larg și eu mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă din punctul lor de vedere care este utilitatea unei asigurări de viață. Și plecând de la ceea ce spuneai tu mai devreme, și anume faptul că oamenii preferă să-și asigure mai întâi tabla mașinii și mult mai târziu să gândesc la propria viață, eu cred că lucrul ăsta se întâmplă și din cauza ceea ce se întâmplă pe lângă ei. Frecvența accidentelor de circulație în România, raportat la nivel european, este foarte mare. Suntem pe primul loc. Dar în același timp, și de aceea oamenii preferă să-și asigure mașinile, că văd accidente peste tot și se gândesc, aoleu, dacă îmi lovesc și eu mașina, mai bine mi-o asigur. Dar dacă tot vorbim de statistici, putem să le spunem că în România, în fiecare an, 6 mașini din 100 produc accident. Așa este. Ceea ce nu se știe niciodată, de când e lumea asta și de când există mașinile, este care sunt alea 6 din 100.
Ăsta este motivul pentru care toți cei 100 își asigură mașina. Măcar asigurarea obligatorie. Imaginează-ți cum este dacă tu ai o mașină mai ieftină, poate second hand, și lovește o mașină mai scumpă, foarte scumpă sau exagerat de scumpă. De unde ai scoate banii de reparație? Perfect adevărat. Dar acum ne mutăm în zona de asigurărilor de viață. La ce nu se gândesc românii când văd frecvența asta a accidentelor auto, este că noi în România suntem în continuare pe primul loc la nivel european și la zona deceselor provocate de accidente de circulație. O să mă axez doar pe zona asta de accidente auto, că vorbim de asigurări și toată lumea știe ce e o asigurare auto. Cum ne protejăm familia noastră de un astfel de eveniment nedorit și foarte dur? Haideți să-mi luăm exemplu, mie îmi place întotdeauna să vorbesc despre mine sau despre lucruri pe care eu le cunosc în mod direct. Și acum o să vorbesc despre mine. Da? Am 40 de ani, am 2 copii și 2 credite la bancă. Sunt persoana care aduce cele mai multe venituri în familie. Ce s-ar întâmpla cu familia mea dacă eu aș avea un accident grav de circulație, da? În urma căruia mi-aș pierde viața? Hai să nu mergem mai departe. Spune ce s-ar întâmpla dacă n-aș avea o asigurare de viață. Nu vorbim de pierderea și de suferința pe care o provoc familiei, vorbim doar de zona financiară și cu ce rămâne familia după un astfel de accident. În primul rând, dispar veniturile pe care le aduc în casă. În al doilea rând, generez venituri negative. Adică ce înseamnă asta? Creditul pe care eu l-am încheiat pentru locuința în care stau cu familia, ratele vor trebui plătite de familia mea, de moștenitorii mei, în continuare, pentru că altfel vor fi evacuați. Deci las și un venit negativ. Bun. Pe urmă, cu ce își se vor întreține? În momentul în care a dispărut principalul generator de venit și îți mai vine și o cheltuială în plus, în condițiile în care ai credit. Și atunci, dacă mă întreb pe mine, primul lucru la care ar trebui să ne gândim este ce lași în urmă dacă ți se poate întâmpla ție ceva atât de grav. Un deces sau o invaliditate permanentă. Dacă nu mergem în zona aia, e și mai rău. Pentru că pe lângă că dispare venitul principal, ai și ratele de plată în continuare, dar și tu vei genera alte cheltuieli care ai rămas în viață. Dar nu mai poți să produci nimic. Dar oamenii nu se gândesc acolo. Se gândesc că trebuie să vopsească bara sau să schimbe farul sau că în zona asta. Mie mi se pare mult mai important să te gândești la viață și apoi la sănătate. Noi am mai discutat despre asta și cu altă ocazie. În emisiunea trecută pe care am făcut-o în aceeași componență, eu am susținut că sănătatea e pe primul loc. Discutam de piramida nevoilor și unde ar trebui să... Și tu spuneai așa, prima ar fi viața, a doua sănătatea, a treia locuință, a patra... Și abia după aceea te gândești la mașină. Fără mașină te poți descurca oriunde în țară. Că ai transport în comun, că apelezi la un vecin sau un prieten, că folosești diferite forme de deplasare. Numai ca să stai cu chirie. Exact. Sau te primește cineva din familie, un prieten. Dar ce faci cu sănătatea? Ce faci când ți-ai pierdut viața? Ce se întâmplă în urma ta? Gândește-te la copii, la familie. Și există soluții pentru asta. Există soluții odată pe zona de asigurare a riscului. Da? Nevoie pură, asigurare pură. Eu îi spun casco uman, ca să fac o similitudine cu zona auto. Aici ce se întâmplă? Aici îți încheie o asigurare de viață care acoperă doar riscul de deces sau de invaliditate permanentă, la care pot fi atașate diferite clauze. Dar ai rezolvat problema creditului respectiv. Poți să-ți încheie o astfel de poliță care a cărei sumă asigurată să descrească de-a lungul timpului, la fel ca și soldul creditului tău. Și măcar știi că dacă ți s-a întâmplat ceva, familia nu mai e datoare. Deci ăsta ar fi un minim. Ăsta ar fi un minim. Poți mai departe să-ți păstrezi, dacă te gândești să lași ceva și familiei pentru că tu nu mai ești generator de venituri, poți să te gândești la un casco uman, să-i spunem la fel în continuare, cu o sumă asigurată fixă pe toată perioada contractului. 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. E la alegerea clientului. Și soldul pe care tu l-ai la credit va scădea, banca va lua doar ce are de recuperat, iar diferența va rămâne moștenitorilor. La toate aceste tipuri de asigurări pot fi atașate clauze de nenumărate feluri, inclusiv pe zona de sănătate, pe zona de accidente, cheltuieli medicale, spitalizare, intervenții chirurgicale. Asta ce înseamnă că plătești? Înseamnă că plătești o sumă mică în plus față de cât plătești pentru asigurarea de viață. O să revenim asupra prețului asigurării de viață.
mai plătește o mică sumă în plus și ai și pentru accidente, și pentru intervenții medicale, și pentru boli grave, și, 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 și. Exact. Și gândește-te în momentul de față că tot ne raportăm la cum ne situăm noi față de Europa. Din păcate, și pe zona bolilor grave, tot foarte prostă. Tot pe primul loc suntem. Incidența bolilor grave. Și gândește-te la ce cheltuieli și mulți dintre noi. E imposibil ca cineva dintre cei care se uită la emisiune să nu aibă o cunoștință sau pe cineva apropiat care suferă de o boală gravă sau care chiar a pierdut lupta cu o boală gravă. Și să se gândească fiecare cam ce înseamnă asta la nivel de cheltuieli. Chiar și dacă te duci la stat. Da? În România ai acest beneficiu. Dar chiar și așa să te gândești cam cât cost. O astfel de clauză care are un cost foarte mic, 1000 și ceva de lei pe an, îți acoperă cheltuielile până la 2 milioane, 2 milioane și ceva de euro și ți le acoperă la nivel european. Deci poți să te duci și să te tratezi la Viena, în situația în care ai ajuns să fie diagnosticat cu una dintre bolile respective. Da, e destul de clar acum că noi ne adresăm celor care au această 1000 de lei pe an. Corect. Ca să atașezi clauza respectivă. Dar gândește-te ce faci dacă n-ai sutele alea de mii de euro de care vei avea nevoie atunci. Păi te riști. Păi te riști. Ăsta e scopul asigurării. Să, e nu o variantă. Să nu-ți asumi niște riscuri pe care tu nu le poți duce. Ăsta e scopul asigurării. De fapt, asigurările astea sunt. Plătești o sumă mică, lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în schimb unei sume mari pe care ar urma să o primești tu sau moștenitorii tăi, dacă tu pățești ce scrie acolo în contract. Exact. Invaliditate, boală, deces și așa mai departe. Da, hai să demontăm puțin mecanismele astea. Am înțeles cam cum e cu cascul ăsta uman. Aș vrea să-l întreb pe Dan Cristescu. El este, ca și mine, foarte atent la cifre. Spuneai că suntem primii în Europa la boli. Suntem primii în Europa la numărul de accidente anuale la 100.000 de mașini care circulă. Îmi amintesc cele mai recente statistici. E vorba de 2022. Peste 1600 de decese din accidente rutiere. Peste 3800, 3600 sau 3800 de răniri grave. Multe din ele soldându-se cu invaliditate. Invalidități permanente, da. Bun. Ce mai aveam acolo? În fiecare zi sunt 13 accidente. Wow, da. Deci 13 accidente din care zilnic, din care 12,9, uite dacă vrei să fiu exact așa, din care rezultă vreo 1800 de, 1600 de morți și 3600 de răniți grav. Da. Cam asta este România, primii în Europa. E foarte bine că pui aceste cifre care par anoste, așa, când spui 3000 pe an. Nu sunt la 20 de milioane, ce mai contează? 13 accidente pe zi care afectează 13 familii, e ceva, parcă ceva mai palpabil. De fapt, afectează mai multe familii că nu te lovești întotdeauna tu de un stâlp și e doar familia ta. De obicei lovești o altă mașină. Da. Ca să nu mai vorbesc de ce se întâmplă pe autostrăzi. Da. Și din păcate, după ce că suntem campioni la zona asta de asumare a riscului pe șosea, prin accidente auto, dacă nu mă înșel, suntem undeva chiar spre dublu medie europene. Exact. Suntem și oarecum campion negativ la cât cheltuim pe asigurări, adică pe acea pernă de siguranță pe care o avem când se întâmplă aceste accidente. Păi, dacă mi-aduc aminte, doar bulgarii cheltuie mai puțin decât noi din Uniunea Europeană. În valoare absolută, da, dar în procent din PIB, bulgarii cheltuie mai mult decât noi pe asigurări. Și au și mai, mulți kilometri de autostradă. Da, râdem, dar situația nu e deloc plăcută. Mai pune sare pe rană, da. Da, din păcate românii cheltuie cam de 10 ori mai puțin decât media, europeanul mediu pe asigurări, în general, nu doar asigurări de viață. Pe asigurări de viață cred că discrepanța e chiar mai mare. Și nu este justificat, așa cum mulți ar crede, doar de discrepanța de câștiguri. Această ecart, această diferență de câștig între români și media europeană a tot scăzut în ultimii ani și nu am ajuns să recuperăm și în zona asigurărilor acest lucru. Ce voiam să mai completez la ce a spus Cătălin mai devreme, apropo de acele clauze care
completează o asigurare de viață, ele vin și sunt, pot personaliza o poliță de viață, exact cum ai avea niște piese de Lego prin care construiești exact produsul de care ai nevoie. Și de aceea este important rolul unui consultant în asigurări să învețe clientul sau cel dorit, care ar dori să-și achiziționeze o astfel de poliță, să învețe ce produse sunt în piață, da. Să-i arate toate piesele alea de Lego, ca după aceea împreună să construiască... Cum ți se pare mai bine să acționezi, să lași clientul să vină la tine și să-i strecori așa asigurarea de viață, sau să începi direct întrebându-l, tu ai o asigurare de viață? Cum abordați voi lucrurile astea? În mai multe feluri. Nu avem o rețetă fixă. Da. Ambele variante pe care tu le-ai adus în discuția din aur sunt viabile și sunt și multe alte moduri prin care ajungi către client. În primul rând, rolul nostru și consider obligația noastră de consultanți în asigurare este de a informa clienții și de a informa publicul larg și de fiecare dată când intrăm în contact cu un client și vorbim despre asigurare, să încercăm să-i explicăm care sunt toate tipurile de asigurări la care el poate avea acces și apoi împreună cu el să stabilești nevoia. Deci dacă ești într-o situație în care cineva vine să facă un RCA, da, îi spui și despre asigurările de viață. Dacă vine el către tine, da, la fel îi completezi. Tu îi faci, în momentul în care clientul e în fața, sau potențialul client, că poate nu e client lângă, ajunge în fața ta, tu îi faci o analiză a nevoilor. Exact, ăsta e rolul nostru și asta trebuie făcut. Îi faci o analiză a nevoilor dintr-o discuție cu el. Nu trebuie neapărat să stai să completezi formulare, dar tu ai o experiență în domeniu și știi care sunt informațiile de care avea nevoie de la un client ca să poți să înțelegi nevoile lui de asigurare. Asigurările nu sunt niște produse care se vând cum se vând, nu știu, produsele lactate în magazin. Adică le pui pe raft și lumea vine și ia și îl plătește. Nu, ele trebuie construite în funcție de nevoia clientului pe care l-ai în față. Iar clienții sunt diferiți și automat că și nevoile lor sunt diferite. Asigurările care ți se potrivesc ție, Sergiu, nu îi se potrivesc și lui Dan. Iar ăsta e rolul consultantului în asigurări. Aici te contrazic, și Dan și eu avem poliție de asigurare de viață, deci avem niște nevoi diferite. Sunt sigur diferite. Da. Ok. Sunt multe tipuri de asigurări de viață și am început cu... Da. De exemplu, eu am avut două asigurări de viață care au expirat, una acum 5 ani și una acum 3 ani. Când a expirat ultima, cea de acum 3 ani, m-a interesat cu ceva timp înainte. Și am zis, da, după vârsta pensionării eu mai sunt asigurabil? Și a zis, da, există asigurări de viață și până la 85 de ani. Așa este. Într-adevăr, există asigurări de viață până la vârste înaintate, dar modul în care se calculează o astfel de poliță de asigurare și lucrurile pe care le poți achiziționa cu o astfel de poliță de asigurare diferă în funcție de vârstă. Îți dai seama și de ce. Pentru că riscul de îmbolnăvire, deces, este mult mai mare odată ce înaintezi în vârstă. Să vezi ce faină e polița mea de asigurare de viață. Dacă eu supraviețuiesc, dacă nu supraviețuiesc, compania de asigurări, am o sumă asigurată acolo. Corect. Pe care o plătesc, cui zic eu. Poate fi familie, poate să nu fie din familie. De acord. Ok. A doua chestie. Dacă eu ajung la vârsta de 85 de ani, o treime din suma pe care eu am pus-o ca primă de asigurare acolo, care s-a adunat într-un cont, o treime din sumă o primesc înapoi. Corect. La 85 de ani, când o să am nevoie de bani, pac, au venit banii din asigurarea de viață. Sigur, e un caz special, dar vreau să spun că există asigurarea de viață și pentru peste 65 de ani. Exact. Asta e o chestie clară. Vreau să vorbesc despre partea asta, nevoia de protecție vis-a-vis de atitudinea asta, mie nu mi se poate întâmpla. Totul pleacă, exact cum am spus și susțin în continuare același lucru, totul pleacă de la lipsa de informare. Nu vreau să folosesc alte cuvinte, dar o să exemplific. Acum mii de ani, oamenii se închinau la lună pentru că nu știau ce e. Acum toată lumea știe ce e luna, nu se mai închină nimeni la lună. Cam același lucru se poate transfera și în partea asta. În momentul în care oamenii vor fi informați și vor înțelege ce e o asigurare de viață, că vorbim de asigurare de viață astăzi, și care e rolul ei și cum îi protejează, atunci eu sunt convins că vor fi mult mai interesați de ea. Dar oamenii nu știu ce este aceea. Lucruri interesante, lucruri și mai interesante o să fie după o scurtă pauză publicitară, când o să vorbim despre cum pregătim bani albi pentru zile negre și cum ne putem proteja pe noi înșine și familia în cazul unor situații care
aproape sigur apar. Ne revedem după o scurtă pauză publicitară. Efectuat o vizită de stat în Japonia, cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interes, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Toți. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina. Scopul discuției de astăzi, dragilor, este să vedem cum începem un startup în Web3. Da? Pornind de la experiența ta, de ce să construim în Web3 și nu în Web2? Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru, Finlanda este cel de-al 31-lea stat. Limba română este regină și în Republica Moldova. Deci s-au întâlnit cei doi lideri supremi în Moscova. Vizita președintelui chinez Xi Jinping e prima vizită externă, înțeleg, pe care o face după realegerea sa în funcția anticipă. Că de-abia l-au reales. Da, poate că și simbolic faptul că faci prima vizită. Contează unde faci prima vizită. Da, sigur că da. Discutăm astă seară despre nivelurile sufletului în Cabala. Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor, al 15-lea episod al sezonului, al 3-lea. Vorbim astăzi despre banii, despre bani sau viață, pentru că de foarte multe ori suntem puși să facem această alegere. Pentru a trăi avem nevoie de bani, ca să facem bani trebuie să fim în viață. Ar fi bine să fim și sănătoși. Vă spuneam înainte de pauză că o să vă povestim, o să vă spunem, o să vă dăm câteva exemple concrete de cum se pot face bani albi pentru zile negre, adică să ai o rezervă financiară pe care altfel nu o ai. Și aș vrea să-l întreb pe Dan Cristescu, invitatul meu de astăzi, concret, am un credit bancar de 50.000 de euro. Ce fel de asigurare ar trebui să mi-o fac? Din puzzle-ul despre care vorbeați în prima parte, ce trebuie să îi pun, ce trebuie să îi atașez? Începem cu asigurarea de viață, care este practic placa turnantă pe care construiești restul. Cea mai simplă și cea mai ieftină pentru client asigurare e cea cu suma asigurată descrescătoare, despre care vorbea Cătălin mai devreme.
Iar costul ei, pe exemplu tău, de 50.000 de euro, poate varia de la 20-30 de lei pe lună până spre 100 de lei, în funcție de vârsta celui care este asigurat. Da? Este, altul este riscul de deces când ai 20 ceva de ani, altul este când ai 40 și ca mine. La o astfel de poliță poți atașa clauze care să te protejeze pe tine asigurat în caz că ai un accident care te poate trage pe dreapta din câmpul muncii și aceste clauze, în funcție de cât de mult le dimensionezi, pot să mai adauge tot așa câteva zeci de lei pe lună în funcție de vârsta ta în momentul în care ești preluat în asigurare. Ce este important de subliniat este că o poliță de asigurare de viață, din cele care se fac pe 20-30 de ani, deci cele pe contractele foarte lungi, au cel mai bun raport cost-beneficiu când asiguratul este tânăr. Cu cât amâni momentul de a achiziționa o astfel de poliță, cu atât costurile ei încep să crească, dar și filtrul pe care îl aplică asigurătorul, că atenție, într-o asigurare de viață de tipul ăsta, trebuie să te accepte și asigurătorul. Dacă ai niște probleme de sănătate mai grave, mai greu să găsești un asigurător care să te preia sau te preia cu mențiunea că nu pot fi asigurat pentru acea problemă de sănătate pe care o ai. De aceea, sfatul meu este ca persoanele tinere, care în mod evident sunt cel mai puțin interesate de astfel de poliță, ele ar trebui să aibă cel mai bună ofertă și după aceea scapă de grija de a-și achiziționa o poliță când ajung la vârste mai înainte. Acum zic și eu, cum zic persoanele acelea în vârstă, doamnele acelea mai în vârstă, că nu putem să le spunem că sunt bătrâne, da, tinerii ăștia, păcatele mele, de unde să știe ei lucrurile astea? De unde putem să aflăm astfel de informații? De la Canal 33. E o sursă, zodia asigurărilor, Canal 33. Ok. Dacă cumva nu se uită la emisiunea de astăzi, se uită la emisiunea de data viitoare, care va fi despre asigurări auto, au ratat șansa vieții lor. Da. Deci, practic, e bine să-ți faci asigurarea de viață cât ești tânăr și sănătos. La fel și asigurarea ideal de sănătate. Ideal. Nu este... Chiar dacă ți se pare că nu-ți trebuie. Exact, exact. Bun. La 50.000 de euro, în timp, dai înapoi banii băncii și scade suma respectivă. Deci prima asigurare ar trebui să o faci așa, ținând cont de această valoare descrescătoare. Da? Dacă eu mi-am luat o casă, un apartament, 50.000 de euro de la bancă, 50.000 de euro am pus eu și mi-am luat un apartament de 100.000 de euro și vine cu tremurul și îmi pune apartamentul la pământ. Polița asta de asigurare de viață, să zic că mai am 30.000 de euro din ea. Înseamnă că asigurătorul îmi dă doar 30.000 de euro înapoi, cât au mai rămas. Da. La momentul accidentului respectiv. Cum fac să-mi asigur toată valoarea locuinței? Pot prin polița de viață? Dacă acel cutremur te-a pus la pământ apartamentul cu tot cu tine înăuntru, pentru că vorbim de asigurarea de viață. Aha, deci mi-ar trebui o asigurare de locuință, de fapt. Da, exact. Ca să-ți acoperi daunele provocate de cutremur locuinței și să sperăm că tu ai rămas în viață, da, ți-ar trebui asigurarea de locuință. Știi că banca te pune să-ți faci doar pentru valoarea creditului asigurarea de locuință, nu pentru valoarea apartamentului. Eu mi-aș dori să cred că nu mai există bănci care să solicite încheierea polițelor de asigurare de locuință astfel, ținând cont de valoarea creditului, și consider că și oamenii din zona bancară înțeleg cum funcționează o asigurare de locuință și că polița de asigurare se încheie pe valoarea locuinței și nu are nicio legătură cu soldul creditului. Nu cred că se mai întâmplă asta acum. Am auzit că există și niște asigurări de viață care sunt mai altfel. Astea cu componentă investițională. Exact. Adică o parte e asigurarea de viață și o parte din banii care sunt acea sumă lunară pe care o plătești merg într-un fond de investiție. Explică-mi și mie cum funcționează lucrurile astea. Că la sfârșit am înțeles că te-ai putea alege cu mai mulți bani. Exact. Spre deosebire de acel casco pe viață umană despre care a vorbit Cătălin mai devreme, există un produs care de fapt sunt două produse într-unul singur. Este un produs de economisire sau de acumulare. Asta e asigurarea de viață.
Nu, este asigurarea, amândouă sunt asigurarea de viață, dar ele împreună fac sunt ca două produse separate care au fost foarte bine unite. Bun, deci una e strict de viață. Acoperind două nevoi. Unu, pe perioada cât ești activ, ai nevoie să fii protejat, despre ce vorbeam mai devreme, în caz că, de fapt, familia ta sau cei care rămân în urma ta, în caz că tu dispari, e nevoie să existe o formă de amortizor financiar pentru aceștia. Iar dacă tu nu pățești nimic în această perioadă și ajungi la o vârstă înaintată, să poți să acumulezi niște bani la finalul unui astfel deci de contract. Deci ai un produs de asigurare de viață, casco uman, la care se atașează un produs de acumulare de investiții. Iar acesta este indicat, apropo de ce, de exemplu pe care l-aveați mai devreme, la începutul vieții noastre mature, să spunem așa, și responsabile, începem prin a ne crea o familie, apoi facem un credit la bancă ca să avem unde să ne dezvoltăm familia respectivă. Suntem la începutul carierei, deci veniturile pe care noi le avem sunt mai mici, este normal să se întâmple așa în cele mai multe cazuri, dar pe măsură ce devenim mai buni și înțelegem mai bine din punct de vedere profesional cum evoluează lucrurile, putem să câștigăm mai mult. Și atunci avem o sumă de bani mai mare în perioada aia pe care am dorit să o investim sau să o acumulăm pentru vremurile mai târzii, peste 65 de ani, când am vrea să ne bucurăm de banii respectivi. Pentru așa sunt gândite aceste produse. Bun. Am vorbit despre casco uman, credite bancare, asigurări de viață, să zicem, clasice, normale, obișnuite, cele cu investiții. Există miturile astea ale românilor care spun mie nu mi se poate întâmpla sau are cel de sus grijă de mine, probabil că e vecinul de apartamentul de deasupra, pentru că așa am văzut cum poți să-ți protejezi familia în caz de accident sau de deces și acum aș vrea să trecem la antreprenori. Am o firmă, am un angajat cheie, angajatul ăsta cheie moare. Am posibilitatea ca eu ca firmă să mă protejez într-un fel? Cu siguranță. Există produse de asigurare în care poți face beneficiar, poți numi beneficiar firma. Există niște limitări care sunt legate de codul fiscal de până în 50% din suma asigurată. Deci, practic, dacă angajatul acela pierde din diverse motive, o jumătate din bani îi poți folosi din indemnizația de asigurare, din despăgubirea de pe polița de viață. Jumătate din bani se pot duce către familia acestuia și jumătate către firmă. De ce către firmă te întreba? Pentru că firma aceea, dacă e un angajat, mai ales dacă este un angajat cheie, va avea niște costuri suplimentare să găsească un înlocuitor, va avea o perioadă în care nu va produce sau va avea o pierdere de profit din cauza dispariția acelui angajat cheie. De obicei, genul ăsta de asigurări sunt adresate ori persoanelor foarte tehnice, ultra specializate pe o anumită nișă, ori persoane din bordul, din conducerea unei companii. Deci eu ca firmă plătesc o asigurare de viață, fac un contract de asigurare de viață pentru un angajat. Eu sunt plătitorul, beneficiarul ar fi familia angajatului, moștenitorii 50%, moștenitorii și restul firmă. Exact. Acum îmi imaginez o astfel de situație, nu e deloc plăcută, pentru că de cele mai multe ori când îți pleacă un angajat, trebuie să angajezi unul mai scump. Adică așa te costă mai mult, îl găsești mai greu și grăbit, te costă și mai mult. Selectezi. Tu ești în presiune și atunci... Bineînțeles că o astfel de poliță destinată persoanelor juridice, ăsta e unul dintre exemple, dar ea poate fi dusă mai departe în sensul în care tu poți să încheie o poliță de asigurare pentru toți angajații sau doar pentru un anumit departament. Nu e neapărat legată de o singură persoană de acolo. Și tu poți să atașezi exact ca și în cazul produselor destinate persoanelor fizice, poți să atașezi și acolo diferite clauze. De exemplu, unul dintre clienții noștri este o companie de producție unde riscul de accidentare, tăiere, zona asta e destul de mare. Și atunci a ales să încheie o astfel de poliță de asigurare de viață cu clauze pe zona de spitalizare, intervenții chirurgicale, fracturi. Pentru că acolo e riscul destul de mare. Și are absolut toți angajații asigurați pe o astfel de poliță. Deci ca antreprenor eu aș putea așa, să asigur individual unul sau mai mulți, un om important, da, sau doi, aș putea să asigur un departament,
Deci un grup mai mic sau toată firma. Și ar putea să adaugă și cauze de sănătate sau de accident. Așa este. Deci tot puzzle-ul ăsta îl stăpânește brokerul de asigurare. Orice fel de consultant priceput. Noi ne îndreptăm așa către finalul emisiunii. Acum timpul a trecut foarte repede. Dacă ar fi de reținut ceva, cel mai important lucru, care ar fi acela, Cătălin Boicean? Eu m-aș întoarce la lucru pe care l-am tot repetat și voi repeta în continuare. Încheiați-vă polițele de asigurare în funcție de nevoile pe care le aveți și fiți informați înainte să vă încheiați o poliță de asigurare. Dan? Aș reține că e important să-ți protejezi atât viața cât și banii, cum e titlul emisiunii pe care îl văd pe ecran acolo. Printr-o asigurare de viață poți atinge ambele obiective. Poți să strângi bani, adică poți economisi bani, poți să și protejezi viața celor dragi în caz că tu pățești ceva. Eu la zona de concluzie aș spune concluzia aceea clasică, să ai o asigurare te costă mai puțin decât să nu ai una. E un paradox, pentru că atunci când cumperi o asigurare, tu dai niște bani. Dar de fapt, tu cu acei bani cumperi o sumă mult mai mare, care este suma asigurată. Pentru că mai avem așa un pic de timp, ce le mai putem spune celor care ne ascultă, ne privesc, despre reticența românilor de a-și încheia o asigurare de viață. Care e principalul motiv? Eu consider în continuare că principalul motiv este lipsa de informare. Și aici nu pot să acuz clientul sau populația. Nu se depun suficiente eforturi pentru a face o informare corectă în ceea ce privește educația financiară a românilor. Suntem diferiți totuși de Europa de vest mai ales, pentru că noi avem o altă istorie. Noi avem 30 de ani în care putem să spunem că am început să devenim liberi, democrați, antreprenori și să fim informați pe zona asta. Înainte nu exista așa ceva, pe când în Europa de vest e vorba de sute de ani. Și atunci ăsta e principalul lucru pe care noi trebuie să-l facem și să depunem eforturi și de o parte și de alta, și în zona instituțiilor de stat și în zona privată a industriei, dar și noi ca oameni de rând să ne informăm și să ne educăm. Apoi, trebuie să înțelegem cum funcționează acest sistem al asigurărilor. Ce are o companie de asigurare, ce are un reasigurator și cum funcționează acest sistem, ca să câștigăm încredere în acest sistem. Rețineți, asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, până joia viitoare la ora 17. Vă doresc o viață bună, sănătate multă și să aveți toate asigurările de care aveți nevoie.